Bun găsit, sunt Carmen Avram și astăzi îi invit pe liderii noștri să-și privească victimele în ochi și apoi să ne spună nouă, tuturor, dacă le place opera lor de artă. Bătrâni care plâng sfârșiți pe holuri de spital, medici care se duc la urgențe cu căruța sau care se transformă ei înșiși în urgențe și muncesc cu branula în braț după 70-80 de ore petrecute la serviciu. Sistemul ne-a distrus pe toți, doctori și pacienți deopotrivă. Vă oferim acum o incursiune fără precedent și șocantă în culisele unui spital, ca să vedeți de ce plâng până și doctorii României și să înțelegeți spre ce ne îndreptăm. Spitalul de urgență Vaslui, o zi obișnuită de lucru. Pe holuri, cozi interminabile de pacienți. Pardon. În saloane, toate paturile ocupate. Suntem așa, medicină ca fond. La atâta agitație și atâția bolnavi, te-ai aștepta să vezi medici alergând peste tot. Cel puțin 10, așa spun regulile europene. În realitate, sunt doar 2. 2, 3 și... Dintre care, unul e medicul de pe ambulanță și n-ar trebui să fie acum în spital. De fapt, n-ar trebui să fie deloc la serviciu, pentru că de ieri se simte foarte rău. Din lipsă de personal însă, nu-și permite luxul, așa că încearcă să se trateze între doi pacienți. Doctorii, nu sunt bolnavi. 03? Da, hai de viață. Dar nu vrei intravenos? Da? Intravenos? Nu, perfuzii. Auzi, dar mai bine îmi pun încă una decât să mă zgâlții. Dar nu te zgâlții 03. Nu mă zgâlții de la 03? Nu. Și-și continuă ziua de parcă tot ce îi se întâmplă ar fi ceva normal. Bună ziua! Ce s-a întâmplat? Nu puteți respira? Chiar nu puteam renunța nici la perfuzie, dar nici la pacientul care mi-a fost încredințat să-l consult. Și atunci am plimbat un pic cu perfuzia la patul pacientului. Se umflă picioarele? Ce se întâmplă? Aici vă doare? Pacientul era prea preocupat de situația lui încât să mă compătimească pe mine. E o imagine care te lovește în plex. Un doctor târând după el prin saloane propria perfuzie. Metafora perfectă pentru sistemul actual de sănătate, care este exact așa, pus pe perfuzii și aproape de colaps. Din 1990 și până astăzi au plecat din România 20.000 de doctori de primă mână. Astfel că acum, în spitale, au ajuns să lucreze doar jumătate dintre medicii de care ar avea nevoie această țară. Cu alte cuvinte, fiecare doctor rămas trebuie să muncească pentru doi. Dar asta e doar cifra optimistă, calculată la medie. În multe zone din țară, adevărul e mai crunt de atât. Aici, la urgențe în Vaslui, de exemplu, în loc de 6 medici, câți există, ar fi nevoie de 54, adică fiecare muncește de 9 ori mai mult decât ar trebui. De câțiva ani, deci, întregul județ supraviețuiește pentru că acești oameni au renunțat la programul de 8 ore de muncă. Când am întâlnit-o, Alexandrina Ciubotari avea 54 de ore de muncă în continuu. Și nici măcar nu e recordul ei absolut. Poate mai mult de atât. Au fost și 4-5 zile care le-am făcut în continuu și zi și noapte. Au fost când am stat și o săptămână, sincer. Și dacă nu ați fi stat la lucru o săptămână, ce s-ar fi întâmplat în județ? S-ar desfința terapia intensivă mobilă, deci mașina smurdă-ar dispărea fiind singura mașină din județul Vaslui. Un ritm de viață inuman care ar doborâ pe oricine, care ar distruge viața oricui. Dar cei de la Vaslui au fost nevoiți să găsească o strategie ca să reziste. Medicii de pe ambulanța Smurd fac și munca unui medic din spital, consultând între apeluri și pacienții sosiți la urgență. O mâncat vărsat? Da. Născut la termen? Da. Ei, mi-e frige. O plâns mai mult decât de obicei? Iar când sună telefonul... Da, vă rog. Am înțeles, bine. Abandonează secția și fug pe teren. Am plecat la intervenție. Într-o țară normală, așa ceva n-ar trebui să existe. Într-o țară normală, medicii de pe ambulanță rămân în mașină așteptând apelurile. Într-o țară normală, medicii de pe ambulanță sunt odihniți, cu mintea limpede, gata să intervină pentru a stabiliza pacientul și a-l aduce în viață la spital. Mă strânge de mână și... Dați-mi drumul, vă rog! Dați-mi drumul! Dimineața era bine. Da, seara ce s-a întâmplat? Aseară am fost în câmp, am făcut treabă, am mâncat și ne-am culcat. Și la așa. 4 că e nou, vomitat. O vărsat? Da. Așa, s-o plâns că-l doare capul? Da, capul. Da? Zicea că-l doare capul? Da.
Da, e accident vascular. Într-o țară normală, după 12 ore de consultații și de alergătură, doctorul se întoarce acasă la el și doarme liniștit. Dar noi nu suntem o țară normală, așa că Alexandrina Ciubotari, după ce a încheiat 12 ore de muncă, se pregătește pentru alte 12 ore de muncă. La lăsarea nopții, se retrage în unitatea de pompieri. Pieze. Unde așteaptă să sune alarma. Aici e camera noastră, unde staționăm pe timp de noapte, de unde plecăm la intervenții, la orice oră, dacă e nevoie și toată noaptea. De dormit, dormim îmbrăcați, sărim în bocanci și ajungem cât de repede se poate la mașină. Dormim mai multe purește, dacă se poate spune că se doarme, pentru că nu e un somn odihnitor. E un somn întreținut de grijă. Rare ori se întâmplă să doarmă o noapte întreagă. Vasluiul e județ greu, cu incidente multe, așa că alarma sună mereu. Sună și acum. Se ridică din interviu și pleacă. Urgența e într-un sat la 40 de kilometri de Vaslui. O femeie și-a găsit bărbatul căzut în mijlocul casei, inconștient. Ambulanța gonește în noapte și, în ciuda distanței mari, ajunge în timp record, 15 minute. Bărbatul și-a revenit și poate vorbi cu medicul. Ați fost lovit la cap în ultima perioadă? Ați avut accident de mașină? V-a lovit cineva cu ceva? Nu. Nici de băut n-ați consumat alcool așa un pic mai mult. Nu am mai consumat. Toată lumea face câte o băută bună câteodată. Spuneți, când ați făcut-o? Săptămâna trecută. Cam cât vin așa ați dus în ziua aia? Două. Alb sau roșu? Alb. Orele trec, se face dimineață și Alexandrina e tot în spital. Neața. Începe o nouă zi de muncă, iar ea, în pofida celor 24 de ore petrecute pe teren și în spital, trebuie să fie plină de energie, concentrată la pacienți și disponibilă total. Vă las un pic mai pe spate, bine? E mai bine așa acum? Da? Vă mai doare în piept? Sunt și nopți albe în care deci nu dormim și în care avem câte 4-5 intervenții până se face dimineață și după care iarăși o pornești la treabă, vii în UPU și te apuci de văzut pacienți. După o noapte albă ești mai mult decât epuizat, dar n-ai ce face, strângi din dinți, bei o cafea, bei un ceai și trebuie să-ți adun puterile ca să poți să reziști până când ieși, pentru că nu are cine să te înlocuiască. Alexandrina Ciubotari strânge din dinți de 2 ani și jumătate de când lucrează la foc continuu la secția de urgențe a spitalului din Vaslui. Strânge din dinți, își face treaba și chiar și atunci când e epuizată, reușește să scoată oameni din ghearele morții și familii din hăul disperării. Am primit o solicitare într-o dimineață. Era vorba de un bărbat în vârstă de 60 de ani, în stare de inconștiență. Am ajuns după țipetele doamnei, sus la etaj. Domnul era în stop cardiorespirator. L-am poziționat, am acordat primul ajutor, am început resuscitarea cardiopulmonară. Timp de 45 de minute pacientul a fost neresponsiv, iar în momentul în care ne-am apucat să ne strângem bagajele, să ne pregătim pentru finish-ul resuscitării, a repornit inima pacientului. După 3 luni jumate a reușit să iasă din spital pe propriile picioare și este bine și în ziua de astăzi. Soția s-a bucurat enorm de mult că domnul reprezenta singura sursă devenit în momentul acela în familie, în condițiile în care doamna era pensionată și a pe un caz de boală cu un neoplast de sân, iar băiatul care locuia cu ei în vârstă undeva aproximativ de 30 de ani, în urma unui accident de tren, a rămas cu niște dizabilități. E 4 după amiază și Alexandrina are deja 54 de ore de lucru. Abia acum poate pleca în sfârșit spre casă, dar nici asta nu e simplu. Așa frântă cum e, trebuie să mai suporte un drum de o oră cu trenul, până în județul vecin, la Iași. E navetistă, iar când ajunge acasă, nu are liniște decât pentru câteva ore. Dimineața la 4, când toată țara doarme, bolnavi și sănătoși deopotrivă, ea se trezește, își face bagajul și se pregătește să plece spre Vaslui, ca să o ia de la capăt. Pentru bani, te întrebi? Nu. Nu pentru bani, din conștiință și responsabilitate, pur și simplu. Nu te lasă sufletul, nu poți să-i abandonezi. Când știi că poate, pentru asta te-ai pregătit până la urmă, să-i salvezi. Tu nu, ăla nu, ăla nu. Înainte să plece, mai aruncă o privire la patul plin cu păpuși. Le tot cumpără de câțiva ani cu speranța că va avea vreodată timp să-și facă o familie. Azi că poate în viața asta mai fac un copil. Să le-am cumpărat. Eu ori pregătit, m-ați vrea el să mă aleagă. Știi, așa să spune.
Mă simt împresurată și prinsă un pic într-o capcană pentru că la momentul de față nu pot avea viața personală pe care mi-am dorit-o. Ajungi acasă, ești obosit, îți încarci bateriile prin somn și apoi o iei de la capăt. Există aceste momente, deci, de revelație în care te întrebi ce faci cu viața ta. Sunt mai ales momentele în care apar sărbătorile. Acelea sunt momentele mai crunte în care te gândești că tu ești iarăși la servici, că alții sunt acasă, că alții au familii și alea sunt mai grele. Dar te gândești că trebuie să fie și cineva care să sacrifice până la urmă pe lumea asta. Și a asumat asta, să-și sacrifice tinerețea și viața personală ca să nu-i lase la mila cerului pe bolnavii din județ. Dar nu e singura în această situație. Când vine la serviciu, medicul urgentist Gabriel Olaru e deja epuizat după zilele nesfârșite petrecute în spital. Nopțile de nesomn s-au tot acumulat, iar corpul lui refuză să se mai odihnească oricât ar dormi. Dimineața mă dureau toate, parcă m-a lovit marfarul. Așa de... E greu după o zi de, nu știu, 10-12 ori sau 24 de ore de lucru în muncit în UPU, am avea nevoie de un 24 de ore ca să ne putem reface complet și fizic și psihic și din toate punctele de... Dar el n-are 24 de ore de odihnă niciodată. Deficitul de medici din spital e vizibil în cozile interminabile de pe hol și în orele lungi de așteptare ale pacienților. Colega care îi predă ștafeta îl pune în gardă. A fost aglomerat? Mulți, Gabi, asta este, ieși cu orele și nu mai pot. Știu, 12:30, 12:25. Ia fișele celor rămași neconsultați și se înfioară. Sunt pacienți care stau la coadă de 6 ore. Aoleu, la ora 9. Nu, au stat în triaj până acum, așa de acolo. Unde ai de la ora 9? Da, dar tu a dus-o. Că acum este și mie, cu 10 minute. Aoleu, 10:51. Au stat mult în triaj. Aici, deci s-o făcut radiografia, am văzut și n-am avut pasă. Și rezultatele la radio vei târziu. Am avut la traumatism, vădere de la mulțime, de pe stoc. N-am avut, trebuie astea pe pat, nu zic. Pe hol e jale multă și suferință greu îndurată. Unii au lacrimi în ochi, de deznădejde. Sunt cu baba aici, am stau cu dânsa ca să ne-o consulte, cu ce ca baba jos, că doar ține o gură, doar mâna. E bolnavă de pisioare. Nu poate domnul doctor că are aceala, are pisioare, de azi dimineață stau aici. Vă pot ocupa, domnul doctor. Ce să fac? N-am mâncat de aseară, dacă vreți să mă crezi. Într-un final vine și rândul femeii. Au trecut 7 ore de când se chircește de durere pe hol din cauza umărului dislocat. Doctorul Olaru pur și simplu nu are ce face. El se grăbește cât poate, însă e nevoit să ia mai întâi pacienții care sunt în pericol iminent de moarte. Ceilalți trebuie să aștepte. Sunt foarte mulți pacienți, noi suntem foarte puțini medici și de multe ori, de foarte multe ori, suntem nevoiți să acordăm 3 minute la un pacient. Să consultăm pacientul, să ne gândim la boala pe care o are, să completăm foaia de observații, să ne gândim la un tratament, să ne gândim asupra unui caz fix în 3 minute și deja suntem cu gândul de a elibera patul că trebuie să consultăm următorul pacient. Hai, respirați adânc de vreo câteva ori. Relaxați umărul, moale. Ia ridicați mâinile sus amândouă. În orice țară civilizată, cele 3 minute sunt nu numai insuficiente, ci și contrare procedurii. Dar noi ne îndepărtăm tot mai mult de standardele unei țări civilizate. Normal, eu aș avea nevoie de 20 de minute. Și noi facem asta în 3 minute. Păi gândiți-vă, într-o gardă de sâmbătă, de exemplu, am de consultat 150 de pacienți. De unul singur. Deja încep sâmbătă dimineața la ora 8, undeva pe la ora 4 deja am trecut de 60 de pacienți și sunt complet epuizat. Iar calitatea actului medical pe care o fac eu după 60 de pacienți, hai să-mi dau nota 5 ca să am de trecere. O spune blazat, obosit, înfrânt. Nu mai are puterea de a se revolta față de acest sistem care și-a făcut o regulă din a încălca regulile, inclusiv pe cele de care atârnă viața unui om. E atât de scurs de energie încât pe la jumătatea gărzii e complet epuizat. Corpul pare să nu-l mai asculte, ochii i s-au înroșit, cască din minut în minut și probabil se întreabă disperat cum va duce până la capăt cele 24 de ore. Mi-am epuizat bateriile. Nu mai am
vlag, nu mai am energie deloc. Mă ridic așa să mă duc să consult pacientul, dar nu mai, da, nu mai am... Nu mai am forță, nu mai am putere, nu mai am... Că... Mi se închid ochii, cască, mai am încă 4 ore. 4 ore cu 0 baterie? Da. Hai zic 10% așa ca să pot să mă ridic și să văd pacientul. În Uniunea Europeană, norma pentru medic este de 40 de ore pe săptămână. Păi noi facem 350 pe lună, facem dublu. Dar Uniunea Europeană își permite regimul de 160 de ore la un medic, pentru că Uniunea Europeană a înghițit cam tot ce a însemnat doctor român. Acolo sunt destui. Gabriel Olaru știe bine cum e să lucrezi un program normal într-o țară normală. 2 ani a fost medic pe ambulanță în Belgia. Într-o singură lună primea salariul pe care îl dă statul român în 2 ani. Fără a pune la socoteală confortul din spital, munca de 2 ori mai puțină și condițiile impecabile. Am toate pârghile, am timp, am toate investigațiile la dispoziție, am toate medicamentele la dispoziție, am absolut tot. Mă puteam dedica 110% unui pacient, nu medicina de 3 minute din țară. A ales să se întoarcă totuși de dragul familiei care îi ducea dorul. Abia mai târziu a înțeles că se amăgise singur. În România, într-un spital de provincie, statul în familie pentru un doctor e iluzie. De când a revenit, Gabriel Olaru e prizonier în saloanele de la urgență. Sunt căsătorit și chiar am probleme în familie, tocmai din cauza că stau prea mult la spital. Nu pot să spun șefului că fac o singură gardă și atât luna asta. Asta a fost și ideea când m-am întors din Belgia ca să vin acasă să fac un copil. Unde să-l fac dacă stau numai la spital? Și peste toate mai vine iritarea pacienților, care, deși cunosc situația din România, ar vrea ca medicii să zbârnie ca în Occident. Sunt unii care nu-și fac meseria cu, cum spune în legea lui Hipocrate, ori să poartă așa ca să te autosesizezi, să sari la dânșul, la buzunar cu un ban, cu ceva. Toți pacienții când vin ne iau de odihniți, cred că am băut apă destul, am mâncat. Ei nu consideră că eu am văzut deja 60 de pacienți sau 100 de pacienți până la ei. Suntem cu urgență de la orele 14:30 cu soția și acum cred că e 19:23 și nu mai trimite nici acum rezultatul să dea rețetă. Atâta? Păi moare! De cel mai multe ori agresiv, verbal. Ne vorbesc la persoana a doua singular. Tu! Cine ești tu de nu vii să mă consulți în secunda asta? Și apoi dați vina pe sistem. Nu-i pun organizarea și cu asta basta. Am terminat. Trebuie un capel mare frumos ca să știe tot prostul. Domnul, care este organizarea. Unitatea de primire urgențe nu are treabă cu patologia cronică. Nu spui bine, nu cunosc medicină. Eu cunosc de dării, tencuială și alte chestii. Nu-mi spune, spui de zindării. Spun că nu avem grijă de ei și că ei ne plătesc salarul. Da? Iar replica mea este, dacă tot îmi plătesc ei salarul, eu le spun să lucreze mai mult, că eu am salarul mic. Strigător la cer, moare lumea cu zele. Cum suntem noi sătui de blii de acasă, de făcut mâncare, că nu mai știm ce să mai facem, așa să-i sătui de oameni aici, bolnavi. Și lumea bolnavă pe capete. Nu se iau nicio măsură, nu se face nimic. Tipul streacă, leafa să meargă. Astfel de momente, ne mărturisește, sunt tot mai dese. De jigniri a ajuns să aibă parte zilnic, de recunoștință și mulțumiri mai rar, dar de ele se agață atunci când îi se pare că îi va fi imposibil să continue. În fața mea un accident rutier, un motociclist lovit de mașină, am oprit mașina, am acordat primul ajutor până au venit colegii de la SMURD. Când au ajuns, după câteva minute, SMURD-ul normal, dacă tot eu mi-am acordat primul ajutor în stradă, l-am preluat, eu am făcut managementul. Pacientul rămas internat într-o secție din neurochirurgie. După 3 săptămâni eram de gardă pe SMURD. M-au chemat la poartă pompierii că mă caută cineva și era pacientul, motociclistul meu, venit cu familia să mă cunoască și să-mi strângă mâna. Și cum v-a simțit atunci? Extraordinar. Vă dau la primele. Ei, ăsta e... Asta cred că a fost prima... Cum să zic...
primul moment adevărat din cariera mea. În total, cred că au fost vreo 3. În rest, numai injurii, numai agresiuni verbale, numai... Toată această situație s-a tensionat până aproape de implozie. Un sistem defect care acumulează greșeli și care pune, complet anormal, doctorul și pacientul în tabere diferite și ostile, deși sunt și unii și alții victimele aceluiași stat corupt, furat, sărăcit. Cum să-i poți pretinde unui doctor să salveze oameni, iar pacienților să fie mulțumiți de medici, dacă încă mai există locuri în țară în care nici ambulanțele, nici drumurile pe care merg ele nu se ridică la nivelul secolului 21? Smurd Vaslui, de exemplu, a apelat nu odată la căruțe ca să poată ajunge la urgențe. Chiar în urmă cu o lună au avut un astfel de caz, când s-a solicitat intervenția pentru salvarea unui spânzurat. Era drum cu noroi, era drum cu apă și riscam să rămânem acolo înfundați. A fost intubat pacientul, sedat, ventilat, pus în căruță și adus. L-a salvat cu greu, doar pentru a primi ulterior reproșurile celui readus la viață. El aici, după ce a fost detubat în terapie intensivă, s-a arătat foarte nemulțumit că s-a trezit la viață și s-a luat aici de tot ce înseamnă personal, că de ce nu l-am lăsat pe drumul lui, și a venit și clanul de acasă. Dom'le, că dacă el a vrut, de ce nu l-ați lăsat? Dacă el voia să omoare, de ce ne-am băgat în viața lui? Asta era problema lui și dilema. E un efort decisiv. Zi de zi, acești oameni își ridică moralul pentru a o putea lua de la început. Și seară de seară ajung din nou cu el fărâme, întrebându-se dacă vor putea face față unei noi gărzi, dacă mai merită să rămână în țară. Oferte au avut și cei din Vaslui, dar pur și simplu nu s-au îndurat să plece. În urmă cu 5 ani am primit o ofertă din Marea Britanie cu un venit între 6.000 și 13.500 de lire pe lună și am refuzat. Noi, ca și dumneavoastră, suntem produsul... Cu alte cuvinte, nu putem pleca toți. A fost o perioadă când li s-a zis doctorilor că dacă nu le convine, pot să plece. Așa e. Toată lumea poate să plece, nu? Dar suntem produsul acestei țări. Părinții mei și părinții dumneavoastră au muncit ca să ne facă oameni. Au plătit impozite ca noi să facem școală. Și nu mi se pare uman, nu mi se pare deontologic, nu mi se pare nici într-un fel ca noi să nu facem nimic pentru cei datorită cărora suntem aici. Spitalul Vasluian are 40% din posturi neocupate. Au plecat atât de mulți doctori, încât unele secții s-au închis complet. Le vezi dacă te plimbi pe holuri. Săli dotate corespunzător, dar pustii. Printre ele, un departament vital, cel de oncologie. Din păcate, începând cu 18 ianuarie, medicul oncolog care funcționa în acest serviciu și-a dat demisia pentru a merge în privat. Datorită faptului că nu am găsit niciun medic cu care să-l înlocuim, am suspendat temporar activitatea. Secția este goală. Anul trecut, aici au fost tratați de cancer 1100 de oameni. Anul acesta sunt condamnați la moarte. Așa s-a stins Viorica Botez, mama celor 5 copii pe care i-ați cunoscut în reportajul nostru România Ruinată. Bolnavă de cancer, a trebuit să-și întrerupă tratamentul cu citostatice pentru că nu mai avea cine să îi administreze. Este miludat de un doctor de aici că mă durea într-o zi prea tare și am trimis băietul să-mi iei rețetă, că sunt pentru durerii. A murit la 3 săptămâni după această filmare, lăsând orfani 5 copii. De disperare, conducerea spitalului din Vaslui a început să caute medici în Republica Moldova. Cam aici s-a ajuns. Și nu e sfârșitul. Dezastrul se adâncește cu fiecare zi. Câteodată mă gândesc să-mi deschid un service auto, un schimb plăcut de frână, orice altceva, numai medicină să mai fac.
Când am început medicina de urgență, abia așteptam să ajung la servici. Îmi plăcea la nebunie să ajung la spital, să văd pacienți. Dacă mai lucrez în ritmul ăsta, cred că o să am deja vreo 3-4 stenturi în 10 ani de zile. Dacă o să mă mai țină inima 10 ani de zile. De asta deja mă gândesc foarte bine la sănătatea mea. Nu cred că apuc 50 de ani la urgențe. Adică, sigur, nu apuc. Ori mor, ori mă mut în altă parte. Gândul îi dă insistent Târcoale și Alexandrinei. Propuneri de angajare îi vin din toată Europa. Dar am fost sunată săptămâna trecută de două firme de recrutare. Pentru posturi în Franța, în Belgia, în Irlanda, în Anglia. Cred că o dată pe lună sunt întrebată de firmele de afară dacă doresc să fac o aplicație. La începutul lunii februarie, când am cunoscut-o noi, încă mai opunea rezistență. Deocamdată mai stăm, dar nu știm până când nu o să ne prăbușim și atunci alegi să pleci. O lună mai târziu, optica ei se schimbase. Am găsit-o făcându-și bagajele cu gândul de a pleca la București pentru a-și completa dosarul de emigrare. Hotărâse că a așteptat prea mult. Am avut așteptări să îmbunătățească ceva în sistemul ăsta medical și să ia atitudine, dar din păcate nu prea sunt interesați, pentru că sistemul e putred de undeva de jos. Nu poți aduce cu nimic îmbunătățiri dacă fundația e alterată. Fundația e nu numai alterată, ci putredă de-a dreptul. Spitalul din Vaslui e doar exemplificarea unei situații care s-a întins ca o epidemie în toată România. Dacă te uiți la ce se întâmplă în țară, te trec fiori de gheață. Spitalele mari, de care depinde viața noastră, se golesc în fiecare zi. Toate sunt pe minus la capitolul personal. 132 de medici lipsă la Galați, 70 de posturi neocupate în Spitalul Județean Tulcea, 51 la Suceava, 57 la Pitești, 55 la Reșița, 62 la Bacău. Și în timp ce prin toate aceste unități medicale șuieră vântul la pustiu, dinspre București nu bate decât un vânt aspru de dispreț. La început de an, în capitală, avea loc un protest care, în Occident, ar fi devenit știre de prima pagină. La noi a trecut aproape neobservat și fără efecte. Am venit să ne cerem dreptul la profesar, fi medici, pentru a ne trata cu patrioții. Dar ca și la Vaslui, aș lucra oriunde în țară, pentru că tot oameni sunt și nevoie este. Bolnavi, epidemie de sănătate încă nu avem. Erau rezidenții români, exasperați că nu au unde munci. Halucinant, într-o țară care pierde în medie 2500 de doctori pe an, statul nu e capabil să asigure posturi pentru absolvenții de medicină care ar vrea să rămână la ei acasă. România nu are ușuri închise, deci unde te duci, pac! Cel care a ajuns să stea pe scaun are o satisfacție deosebită să trântească ușa, adică ai venit tu la mâna mea. Ei bine, uite... Am ajuns grozav, câte de aici, nu se poate. S-a rezolvat, nu se poate. Au stat zile întregi în fața Ministerului Sănătății, înfruntând gerul de afară și privirile înghețate dinăuntru. Într-o zi, venind relaxat la serviciu, s-a împiedicat de ei însuși ministrul tehnocrat al sănătății, care, un pic încurcat și brusc grăbit, le-a aruncat niște promisiuni. Vom organiza un rezidențiat care să acopere întreaga țară și ca și teritoriu și pentru cât mai mulți medici, dacă nu pentru toți. Dar cum e posibil ca la Vaslui să fie locuri libere și ei să stea în stradă aici? Deci, haideți că asta e o altă problemă. Evident, asta era o altă problemă. Pentru Vaslui trebuie organizat probabil un protest la Vaslui și tot așa în fiecare județ. Unul dintre participanți sintetiza atunci impresia lăsată de ministru. Arăta cam palid când ne-a văzut. De ce s-a îngălbenit așa la față? Păi nu convine. Nici nouă nu ne convine că ne tratează așa cu indiferență. Indiferență, am spune noi, e un termen blând. Inconștiență și lipsă de patriotism s-ar potrivi mai bine. Dialogul care urmează a fost înregistrat de un protestatar care a reușit atunci să obțină o audiență la Benoni Țiganiuc, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Prin urmare,
un demnitar român și pe deasupra coleg de breaslă îi îndemna pe tinerii medici să plece din propria lor țară. Și atunci, de ce să ne mai mirăm că acolo sus, cineva suspect de încăpățânat decide să deblocheze posturi doar pentru jumătate din numărul de absolvenți de medicină pe care îi are România într-un an? Și străinii sunt siderați. Really? Okay, well, that's a real shame. So they've got their medical degrees, but they can't get jobs. Yes. Right. Well, if you've got your medical degree in, and you're in Bucharest and you can't get a job, you're absolutely perfect for the foundation training. Prin urmare, tinerii medici fac exact ce sunt îndemnați. Își iau diplomele, bagajele și frustrările și pleacă. Cu 3 săptămâni în urmă, graba de a părăsi odată acest sistem bolnav de corupție și dezinteres era vizibilă cu ochiul liber la cel mai mare târg de recrutare a forței de muncă din zona medicală. Sute de medici s-au așezat la cozi ca să aleagă dintre ofertele venite de la spitale din Suedia, Danemarca, Norvegia sau chiar Orientul Mijlociu, Australia. To be honest, our client hospitals actually really love the Romanian doctors. You know, they're very clinically competent, they're very helpful and willing to help out and always ask, you know, always just getting things done and being a good member of the team in the hospital. I don't know, it's just something about the Romanians that they make good doctors. Exact. Noi, românii, facem doctori buni pentru alții. Îi livrăm la gata, după ce i-am școlit pe bani grei. 11.000 de euro pe cap de absolvent. Un calcul simplu arată că România a pierdut în 20 de ani cel puțin 250 de milioane de euro pe care nu-i va recupera niciodată. E plin aici de medici care încearcă să-și găsească un drum. Deși țara asta i-a format, deci a fost un efort din partea țării, din partea familiei, de care o să profite cetățenii altei țări. Ne alungă din țară indiferența celor care ne conduc. Este o prăpastie între cei care conduc sistemul medical și cei care lucrează efectiv. Pe Mihaela o întâlniserăm în iarnă, tremurând în fața Ministerului Sănătății, la oaltă cu ceilalți protestatari care căutau de lucru în țara lor. 3 luni mai târziu, poziția ei era mai nuanțată. Where do you want to work? Anywhere. Oriunde, dar nu aici. Pentru ce și-ar consuma nervii căutând un loc de muncă și apoi viața lucrând pe 200 de euro pe lună cât primește un rezident? Nu mai bine pleacă ei în Occident, unde câștigă 1300 de euro? De aceea, în mijlocul aglomerației de la târgul de locuri de muncă, îți sare în ochi o oază de liniște. Săruna, poftiți la Buzău! Haideți la Buzău, poftiți la noi la Buzău aici! Haideți, veniți, vă rugăm frumos! Haideți să vorbim puțin! E Adrian Zoican, șeful de la Urgențe Buzău. Astăzi s-a oprit din resuscitarea pacienților săi pentru a resuscita tot spitalul. La Buzău avem posturi vacante pe mai multe specialități, începând cu medicină internă, chirurgie, urologie, neurologie, cardiologie, pediatrie, ORL, boli infecțioase, pneumologie, oncologie, aproape toată paleta. Sunt atât de multe lipsuri încât nici medicul Zoican nu le mai ține șirul. Și din zâmbetul pe jumătate stânjenit, pe jumătate ironic cu care strigă potențialii viitori angajați, înțelegi că multe iluzii nu-și face că va fi auzit. Nici în târgul de locuri de muncă, nici acolo sus de unde ar trebui să vină soluția. La Ministerul Sănătății se pare nu lucrează nimeni, căci dacă ar fi lucrat, pe doctori i-ar fi ascultat deja cineva, iar nouă ni s-ar fi răspuns la solicitarea de interviu. Peste România domnește o tăcere asurzitoare, spartă doar din când în când de pașii repezi ai medicilor care părăsesc țara și de sunetul îndepărtat al unei salvări care parcă nu mai vine.